Lăudați să fie Domnul! Frați și surori, mulțumim Domnului pentru bunătatea Lui, care o revărsat-o și o revarsă în fiecare zi față de noi. Domnul să fie lăudat și binecuvântat! O să citesc doar un verset, de fapt două versete o să citesc, din Cartea Matei, capitolul 2, rămâneți așezați pe locuri, citesc aceste două versete, după care vreau să aduc un cuvânt în fața voastră, de fapt în fața noastră, și aș dori din toată inima ca Domnul să binecuvinteze acest cuvânt al Domnului, să rodească în inimile noastre și Domnul să ne binecuvinteze. Spune cuvântul Domnului în Matei, capitolul 2, versetul 3, când a auzit împăratul Irod aceste lucruri, s-a tulburat mult și tot Ierusalimul s-a tulburat împreună cu el. Versetul 11 din capitolul 2, au intrat în casă și au văzut pruncul cu Maria, mama lui, s-a aruncat cu fața la pământ și i s-a închinat. Apoi și-au deschis vistieriile și au adus daruri, aur, tămâie și smirnă. Amin. Zilele acestea toți au vorbit despre nașterea Domnului și e foarte bine și e foarte important să vorbim despre lucrurile acestea și când vorbim despre lucrurile acestea să nu ne oprim sau să batem pasul doar pe loc. Când mă gândeam la lucrurile acestea, foarte important în lumea de afară, cum serbează ei nașterea Domnului Iisus Hristos, la un moment dat îl reduc pe Domnul Iisus Hristos undeva într-o iesle, într-o miniatură, ce știu eu, de plastic, de lemn sau așa mai departe și doar puțin și foarte puțin le vorbește lucrurile acestea, imaginile acestea. Însă adevărul total, sunt foarte mulți oameni care nu ajung să cunoască adevărul total. Nu ajung să cunoască, într-adevăr, să-L cunoască pe Iisus, să cunoască puterea lui Dumnezeu, să cunoască ce poate face Dumnezeu în viața lor. M-am gândit și tot m-a frământat cuvântul acesta, care, un cuvânt scurt, după ce, sau după ce s-a născut Iisus. După ce s-a născut Iisus, se pare că s-a împărțit lumea în două. Până la Iisus Hristos s-au numărat ani, după Iisus Hristos se numără ani din nou. După ce s-a născut Iisus Hristos, avem harul deosebit fiecare dintre noi și lumea, omenirea întreagă, să-L cunoască pe Dumnezeu mult mai mult cum L-au cunoscut cei până la Iisus Hristos. Nu erau atâtea cărți, nu era atâta știință, nu era atâtea lucruri care le avem noi în ziua de astăzi într-un mod deosebit și cunoștință de adevăr, cunoștință de cuvântul lui Dumnezeu. Mi-aduc aminte când eram copil, era părinții care ascultau radio Micul Samaritean sau vocea, de fapt mai bine zis, vocea Americii. Și mai asculta câte o predică acolo, nu erau oameni așa învățați, nu erau oameni așa pregătiți într-un mod deosebit, dar era o dragoste așa de cuvântul lui Dumnezeu și de auzi cuvântul lui Dumnezeu. Dacă s-auzea de cuvântul lui Dumnezeu, imediat te opreai și ascultai. După ce s-a născut Iisus Hristos, s-au întâmplat foarte, foarte multe lucruri. M-am gândit că este un după ce. Însă va fi un după ce, dar prea târziu poate pentru cei mai mulți de pe întreg pământul, care nu cumva și pentru unii dintre noi care venim în casa lui Dumnezeu. O să fie după ce a murit Petru Balmuș, vine judecata de apoi și de acolo încolo începe o altă lucrare. Începe un alt, dacă aș putea să spun, ce știu, o altă cronică din care se scrie după ce ai murit, ce s-a făcut. Însă, în seara aceasta am vrea să vedem, după ce s-a născut Iisus Hristos, ce ar trebui să facem noi, ce ar trebui să facă oamenii. Să ne oprim doar o zi sau două, ce știu, cei mai mulți să opresc doar că pregătesc atâta de multă mâncare. Era un interviu zilele acestea și întreba reporterul, în mod deosebit pe oameni, de ce cumpărați atâta de multă mâncare, pentru că doar o zi, o singură zi, magazinele sunt închise. De ce cumpărați? Tradiția, cumpărăm că așa ne place nouă, să avem mâncare multă și oamenii fac de orice, numai să-L cunoască într-adevăr pe Iisus Hristos, nu fac sacrificiul acesta așa de mare. Oamenii cumpără mâncare, îi sărbătoare, s-a născut Iisus, acum peste 2000 de ani în urmă, da, și se opresc doar atât. Însă, pregătind acest cuvânt, mă gândeam, s-ar prea putea cei mai mulți dintre noi, după ce s-a născut Iisus Hristos în viața noastră, să fi rămas doar
la capitolul acesta cu Iisus Hristos s-a născut și doar atât. Eu m-am gândit în seara aceasta să vă aduc câteva cuvinte înaintea voastră și să vedem ce trebuie să facem noi, sau dacă am făcut, Domnul să ne binecuvinteze, însă eu cred că trebuie să stăruim asupra cuvântului, asupra învățăturilor care ni se aduc din cuvântul lui Dumnezeu și trebuie să stăruim în ele întotdeauna, să veghem cu rugăciune, cu post și Dumnezeu ne va binecuvânta. Într-adevăr, când va veni ziua ispitei, ziua încercării, Dumnezeu ne va întări și ne va da putere. Cuvântul lui Dumnezeu spune că lucrul cel mai important pentru noi, Apostolul Petru, dacă citim în cartea lui Petru, spune în felul următor, 1 Petru, la capitolul 2, după ce se naște Iisus Hristos în viața noastră, spune aici cuvântul lui Dumnezeu, în mod deosebit de la versetul 1, lepădați dar orice răutate, orice vicleșug, orice fel de prefăcătorie, de pismă și de clevătire, și spune în versetul 2, și ca niște prunci născuți de curând să doriți laptele domnicesc și curat, pentru ca prin el să creșteți spre mântuire. Spunea versetul 3 în continuare, dacă ați gustat într-adevăr că bun este Domnul, apropiați-vă de el. Noi trebuie să creștem. După ce ne naștem, trebuie să creștem. M-am gândit eu la foarte multe lucruri că noi nu suntem pregătiți. Poate ai intrat la un loc de muncă și după ce ai intrat la locul de muncă putem să scriem acolo o poveste foarte lungă. Când ai intrat la locul de muncă, nu știu dacă ți-a spus patronul toate detaliile. Vezi, dacă vii aici la locul de muncă, o să fii prigonit, o să fii înjurat, o să fii apăsat, o să fii desprețuit. Sunt foarte puține lucruri. Când te duci la locul de muncă, întrebi, da, în ce domeniu lucrez? Lucrez în domeniul ăsta, ești interesat să lucrez? Da, sunt interesat să lucrez. Păi la noi este de lucru și în puține cuvinte așa, au făcut contractul și a intrat la lucru. Însă după ce, sau după aceea, cei mai mulți dintre noi ne dăm seama. Când vezi că te pune la măturat, când vezi că te înjură, când vezi că spune una și face alta, când vezi că spune că îți dă atât și nu-ți mai dă atât, de acolo încolo începi tu să pregătești o istorie. Nu ai fost pregătit pentru aceasta. N-ai fost atât de înștiințat pentru toate lucrurile astea, de aceea începe o luptă în viața ta. Cei mai mulți dintre noi l-am acceptat, l-am primit pe Iisus Hristos. L-am primit pe Iisus Hristos. Dar cei mai mulți nu știu, pentru că nu cunoaștem cuvântul lui Dumnezeu, tocmai asta mi-a pus Domnul îndemn pe mine să vă spun și e valabil pentru mine, că e foarte important. După ce s-a născut Iisus Hristos, noi trebuie să cunoaștem cuvântul lui Dumnezeu și voia lui Dumnezeu, că e foarte important. Ne-am căsătorit. În seara aceasta mi-am dat seama de fapt în seara aceasta, după amiaza aceasta, în mod deosebit că cei mai mulți dintre noi spunem că iubim pe Domnul și avem foarte multe lucruri care dovedesc că nu e adevărat. Cei mai mulți dintre noi, și m-am gândit la lucrul acesta când ne-am căsătorit, da, ne-am căsătorit din dragoste, poate toți sau cei mai mulți dintre noi ne-am căsătorit din dragoste. Însă după aceea, de ce v-ați certat? De ce ne-am certat? După ce se căsătoresc doi tineri, de ce nu se înțeleg? De ce nu-i înțelegere? Pentru că cei mai mulți când se căsătoresc, când ne-am căsătorit, nu ne-au interesat atât de mult. Da, eu dacă mă căsătoresc, după aceea ce trebuie să fac? Cum ar trebui să mă comport? Care e rolul meu de soț sau de soție? După aceea cei mai mulți s-au căsătorit. Ne-am căsătorit fără să cunoaștem foarte multe lucruri. Și viața ne-a învățat. Cei din jurul nostru, cuvântul lui Dumnezeu și foarte multe lupte care le-am avut, ne-a plecat sufletul nostru sau umerii noștri ne-a plecat și Iisus Hristos a putut să stea de vorbă cu noi, să spună, eu uite, în cuvântul meu este scris cum trebuie să te comporți ca soț sau ca soție. După aceea, sunt foarte multe lucruri, mă gândeam la acest cuvânt, după aceea, după ce s-a născut Iisus Hristos, unii s-au bucurat și au fost puțini aceia care s-au bucurat. Dar cei mai mulți, împreună cu împăratul Irod, s-au întristat. În seara aceasta, cuvântul lui Dumnezeu ne învață un lucru și trebuie să ne întoarcem cu fața către Domnul. Trebuie să ne întoarcem cu inima noastră către Domnul, către cuvântul lui Dumnezeu, să-L cunoaștem pe Dumnezeu, să gustăm din Dumnezeu, din bunătatea lui Dumnezeu, din ceea ce Dumnezeu vrea să facă cu noi. Da, spune acest cuvânt atât de important. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Frați și surori, după ce ne-am
născut din Iisus Hristos, începe lupta aceasta în noi și ar trebui să recunoaștem lucrul acest. Pentru că Apostolul Petru ne spunea să dăm la o parte toate lucrurile în care noi ne-am născut, în care noi am crescut, în care noi ne-am obișnuit cu ele, în lucrurile acestea firești, să le dăm la o parte. Pentru că dacă noi nu le dăm la o parte, nu poți să te hrănești din Cuvântul lui Dumnezeu și nu poți să primești Cuvântul lui Dumnezeu și Cuvântul lui Dumnezeu să rămână apoi în tine. La un moment dat, Apostolul Pavel, cred că descrie cel mai bine lucrul acesta sau lupta aceasta, spune la un moment dat că el a acceptat pe Iisus Hristos, a acceptat Cuvântul lui Dumnezeu, voia lui Dumnezeu. Dar la un moment dat el vede o luptă în el, în mădularele lui s-a dat o luptă extraordinar de mare, care s-a dat și în noi. De ce? Eu am văzut oameni care cumva l-au acceptat pe Iisus Hristos. Noi credem de cele mai multe ori că acceptarea pe Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor în viața noastră este doar neapărat, mai adică când gata, am făcut botezul, putem să acredităm pe cineva că într-adevăr l-a acceptat pe Iisus Hristos. Dar sunt foarte mulți care au făcut botezul și nu l-au acceptat într-adevăr pe Iisus, adică nu s-au născut din nou din El. Și Apostolul Petru vine și ne spune nouă că noi trebuie să lepădăm toate lucrurile astea vechi. Trebuie să le dăm la o parte, pentru că apoi să ne naștem din Cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne binecuvinteze, Dumnezeu să ne dea putere. Vreau să mai citesc un cuvânt din Coloseni. Din capitolul 3, unde aici Cuvântul lui Dumnezeu spune în felul următor prin Apostolul Pavel. Dacă deci ați înviat împreună cu Hristos, să umblați după lucrurile de sus, unde Hristos șade la dreapta lui Dumnezeu. Gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ, căci voi ați murit și viața voastră este ascunsă în Hristos cu Dumnezeu. Când se va arăta Hristos viața voastră, atunci vă veți arăta și voi împreună cu El în slavă. Și spune Cuvântul lui Dumnezeu și foarte important. Deci eu vreau să vă spun, n-ar trebui să ne mințim noi pe noi înșine sau să ne mințim unii pe alții. Noi ne-am născut în păcat. Știți să recunoaștem lucrul acesta, că ne-am născut în păcat. În noi a fost un sâmbure de firea pământească, de ură, de invidie, de vrăjmășie, de pofte, tot felul de lucrurile astea, că s-au dezvoltat mai mult sau mai puțin în noi, însă noi acolo ne-am născut. Noi ne-am născut în firea pământească, în păcat, în lucrurile astea aici. Și Apostolul Pavel vine și ne spune și el, alăturat de Petru, că noi trebuie să facem ceva, dacă noi ne-am născut din Iisus Hristos, să umblăm după lucrurile de sus. Pentru că revine în versetul 5 și spune aceste lucruri. De aceea, omorâți mădularele voastre care sunt pe pământ, curvia, necurăția, patima, poftarea și lăcomia care este o închinare la idoli. Din pricina acestor lucruri vine mânia lui Dumnezeu peste fiii neascultării. Îmi pun întrebarea, de ce așa de ușor ne vindem noi unii pe alții? De ce așa de ușor ne vorbim noi de rău unii pe alții? De ce așa de ușor dăm doi bănuți unii pe alții, să spunem așa în cuvintele acestea? Dacă noi suntem frați, dacă noi îl avem pe Dumnezeu ca tată, pe Iisus Hristos ca fratele nostru, ca răscumpărătorul nostru, îmi pune o întrebare, de ce oare noi așa cu ușurință cădem sub povară? Spunea fratele Marian și m-am gândit și la aspectul acesta și o să vă spun câteva lucruri. Cine l-a dus pe Domnul Iisus Hristos în pustie să fie ispitit? Cine? Scrie aici în capitolul 4. Dar cum a fost Iisus Hristos când a mers în pustie? Cum era El? Care era starea Lui, atitudinea Lui? Iisus Hristos era plin de Duhul Sfânt. Și Duhul Sfânt al Dumnezeu, l-a luat și l-a dus în pustiu. Dar de ce? Iacov ce spune despre capitolul acesta? Fraților, nu vă lăsați înșelați sau amăgiți. Dumnezeu nu ispitește pe nimic, El însuși nu poate să fie ispitit. Ispita stă undeva. Ispita stă undeva. Ispita stă în voi, stă în noi ispita, dacă noi nu le pădăm. Firea, omul vechi, dacă nu-l dăm la o parte, dacă nu răstignim omul vechi împreună cu poftele și cu patimile lui, ispita stă în noi. Și de cealaltă parte vine diavolul și vede ispita care este în tine.
Și poftele care sunt în tine aduce ispita și apoi cu ispita aceasta te prinde, te momești. Și vrea să ne spună nou un lucru foarte important. Cuvântul lui Dumnezeu spune că Iisus, în Luca, în capitolul 2, spune că Iisus creștea în statură și în înțelepciune. Vrea să ne spună nouă în seara aceasta Dumnezeu, prin Domnul Iisus Hristos, că El s-a născut pe pământ, a luat chip de om, 100% a fost om, 100% Dumnezeu, a luat chipul acesta de om, s-a născut un copilaș micuț și a crescut în viața aceasta, să ne spună nouă, într-un mod deosebit, că și El a fost ispitit. Și El a avut lipsuri, și El a trecut prin încercări, prin necazuri, prin probleme. Ce interesant, și mă gândeam tot când pregăteam acest mesaj, Domnul Iisus Hristos până a fost dus de Duhul în pustie, în mod deosebit să fie ispitit în... Ce spune Scriptura? În ce a fost ispitit? În toate felurile. Domnul Iisus Hristos a fost ispitit în toate felurile. Eu v-am mai spus odată lucrul ăsta, poate un pic așa mai zâmbitor, dar eu m-am întâlnit cu o problemă cu odată cu soră și spus, frate Petru, cum poți să-mi explici tu că Iisus Hristos a fost ispitit în toate felurile, eu am accidentat azi mașina și mi-e frică să mă duc acasă. Na, Domnul Iisus Hristos a avut mașină, știe El ce simt eu la asta? Și am soră, dragă. Trebuie să spun mai mult decât știi tu și cunoști tu și ai fost tu ispitită, a fost Iisus Hristos, toate păcatele lumii, a întregii lumi, le-a luat asupra Lui. El a fost ispitit de diavol în toate privințele, a fost ispitit. Dar nu a găsit diavolul nimic la El. De aceea în seara aceasta Dumnezeu ne îndeamnă prin cuvântul Lui în mod deosebit ca noi să ne apropiem de El, să ne îmbrăcăm în cuvântul lui Dumnezeu, să ne îmbrăcăm cu puterea lui Dumnezeu, cu Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, pentru că Duhul Sfânt al lui Dumnezeu lucrează lucrări minunate în noi, Dumnezeu să ne binecuvinteze. Spune tot la 1 Petru, un cuvânt așa de important, capitolul 1, cu versetul 22. Deci ca unii care prin ascultare de adevăr v-ați curățit sufletele prin Duhul. Deci Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, spunea Domnul Iisus Hristos în Ioan, eu mă duc, dar nu vă voi lăsa orfani. Voi trimite Duhul meu cel Sfânt, care va fi cu voi și în voi. El vă va învăța, că va lua din lucrurile și vă va învăța cu privire la viața aceasta. El va vă învăța. Și spune aici cuvântul în mod deosebit. Deci ca unii care prin ascultare de adevăr v-ați curăsit sufletele prin Duhul, ca să aveți o dragoste de frați neprefăcută, iubiți-vă cu căldură unii pe alții din toată inima, din toată inima. Pentru că aceasta este foarte important, da. Lucrul acesta este foarte important, trebuie să creștem. Ca noi să creștem, trebuie să dăm la afară, să dăm la o parte toate lucrurile astea vechi care ne înconjoară. Să dăm la o parte omul acesta vechi care tot vrea să ia amploare, tot vrea să ia viață din nou în noi. De aceea nu-i de mirare că unii se lasă de adunare, alții nu vin la rugăciune, alții nu iubesc pe Domnul, alții nu iubesc pe frați. Pentru că la pasul acesta, tocmai că nu le păda și nu le apădă omul vechi, nu acceptă cuvântul lui Dumnezeu, nu gustă din bunătatea lui Dumnezeu, nu gustă din harul lui Dumnezeu și doresc din toată inima ca Domnul să ne binecuvinteze. Frați și surori, avem nevoie să ne umplem de cuvântul lui Dumnezeu, să ne umplem de cuvântul lui Dumnezeu, să-L cunoaștem pe Dumnezeu. Că dacă cunoaștem cuvântul lui Dumnezeu, spunea la un moment dat omului Dumnezeu că noi ne rătăcim. Nu cunoaștem nici puterea lui Dumnezeu și nu știm nici cuvântul lui Dumnezeu. Spune în cartea lui Iosua că Domnul îi dă o poruncă foarte importantă lui Iosua. Prin Moise spune cartea aceasta legii. Dacă vrei să izbutești în viața aceasta de zi cu zi, ce știu eu, că ești chemat într-o slujire, într-o lucrare. Ești chemat să fii tată, mamă, ești chemat să faci o lucrare mică sau mai mare. Ești chemat în primul și în primul rând să fii copilul lui Dumnezeu. Cartea aceasta a legii, să nu se depărteze de gura ta. Cugeta asupra ei zi și noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea. Că dacă facem așa, vreau să vă spun că Dumnezeu ne va binecuvânta. Dumnezeu ne va da biruință, slăvit să fie Domnul. Un alt lucru care e foarte important, după ce creștem noi, trebuie să creștem. Trebuie să creștem, da, ne-am născut și trebuie să creștem, da, mâncăm, avem toate lucrurile necesare, căldura de care avem nevoie, apa de care avem nevoie, hrana, haine, tot ce avem noi nevoie, trebuință, Dumnezeu ne le-a dat prin părinți și ne-au crescut, am crescut.
Și Dumnezeu, când am crescut, încep să ne pune responsabilități. Vreau să vă spun întotdeauna, când un om crește, Dumnezeu începe să îl folosească. A doilea lucru foarte important, noi trebuie să slujim. La un moment dat, Domnul îi spune lui Moise și lui Aron, mergeți la Faraon și spuneți, lasă pe poporul meu să meargă în pustiu ca să... Ce să facă poporul? Să-i slujească lui Dumnezeu. M-am pus întrebarea la modul cel mai serios. Vă spun lucrurile acestea cu durere în sufletul meu. De ce noi nu slujim pe Dumnezeu și noi nu slujim Dumnezeu cum trebuie să slujim? Dacă ați observat mesajele, cuvintele, descoperirile care Dumnezeu în ultima perioadă, în ultima vreme, ni le-a lăsat la nouă, fiecăruia în parte. Tocmai Dumnezeu trage semnale de alarmă că diavolul tot caută să facă dezbinare, diavolul caută să aducă întristare, diavolul caută să aducă tulburare. Îmi pune o întrebare, oare frații s-au născut din nou, frații au crescut în cuvântul lui Dumnezeu, au lepădat tot ce este firesc, au lepădat lucrurile acestea care este în omul vechi, în firea aceasta pământească. Oare frații au făcut un pas mai în față să-L slujească pe Dumnezeu? Pentru că asta e foarte important, Dumnezeu ne-a chemat la mântuire, nu degeaba ne-a chemat. Să ne dea mântuirea în dar, dar noi trebuie să-i slujim lui Dumnezeu. Vreau să vă spun, de aceea diavolul ne prinde pe cei mai mulți dintre noi. Întotdeauna, diavolul totdeauna are câștig de cauză în viața ta, în viața mea. Vorbim și în lucrurile spirituale și în lucrurile pământești. Când n-ai un țel în viața ta, când n-ai un scop, dacă te-ai trezit de dimineață, spui, azi nu știu ce să fac. Bagi mâinile în buzunar până la cot, nu știu, mâine nu știu ce să fac. Săptămâna viitoare nu știu ce să fac. Îți spun eu că este cineva care îți va da de făcut ceva. Dacă tu nu știi cuvântul lui Dumnezeu și cel ce te-a înscris la oaste, ce ți-o da de făcut în casa lui Dumnezeu, în ogorul lui Dumnezeu, este diavolul care te ispitește, spune într-o zi, da, las că am eu ce să-ți dau să faci. Îți dau eu ce să am ce să faci. Și Domnul îi spune lui Moise și lui Aaron, spune lui Faraon să leșe poporul meu ca să meargă în pustiu, că acolo va trebui poporul să-mi slujească. Frați și surori, după ce noi creștem, lucrul cel mai important care eu l-am înțeles lucrul acest, noi trebuie să-i slujim lui Dumnezeu. Mă trezesc din așternutul patului meu, o zi de asta întreagă mă gândesc, dacă mi-a dat Domnul mâncare, i-aduc laudă lui Dumnezeu, îl binecuvintez. Dacă nu mi-a dat, de ce nu-mi dă Dumnezeu, încep să cârtesc. Dacă mi-a dat Dumnezeu sănătate, i-aduc slavă, laudă, poate îi mai aducem sau nu. Dacă Dumnezeu mi-a dat toate lucrurile astea, poate mai aducem slavă, laudă lui Dumnezeu. Dar dacă nu, ce motive avem noi să-i ducem lui Dumnezeu slavă, laudă? Da, avem motive bine întemeiate. Noi suntem creatura mâinii lui Dumnezeu. Dumnezeu ne-a creat. Amin. Dumnezeu ne-a creat. Mai încolo, Dumnezeu, în planul lui și în bunătatea lui cea mare, ne-a mântuit prin Iisus Hristos. Toți am fost lipsiți de slava lui Dumnezeu din cauza păcatului. Și prin Iisus Hristos, El ne-a mântuit. Lăudat să fie Domnul. Prin cuvântul lui Dumnezeu înțeleg lucrul acesta și Pavel spune, tot ce avem noi, toate lucrurile care ni le-a dat, de la Dumnezeu vine, că mă gândeam eu astăzi, ce pot să-i dau eu lui Dumnezeu? Doamne, cum să te slujesc eu? Mă gândeam când am pregătit acest mesaj, ce să-ți dau eu ție, Doamne? 100 de euro? Dar Tu mi-ai dat 100 de euro, Doamne. Ce să-ți dau eu? Ce să-i dai la Domnul un copil? Ce să-i dai la Domnul? Ce dar poți să-i dai Tu la Domnul? Că toate lucrurile de la El le-am primit. Știi ce vrea Dumnezeu? S-a întâlnit Domnul cu femeia samarinteagă la fântână și stătea de vorbă. Și în discuția care avea cu Domnul Iisus Hristos, a spus că unii spun că pe munte, alții la Ierusalim, alții într-un loc, alții de altul. Iisus Hristos îi spune un cuvânt foarte important care în seara aceasta ar trebui să ne-l însușim. Vine vremea și acum a și venit. Când? Închinătorii adevărați și plăcuți lui Dumnezeu, sunt aceia și vor fi aceia care se vor închina în duh și în adevăr. Da. N-am cum să mă închin în duș și în adevăr dacă eu nu sunt născut din Dumnezeu, din cuvântul lui Dumnezeu. N-am cum să mă închin înaintea lui Dumnezeu din duh, pentru că dacă diavolul are acces în inima mea prin pofte, prin toate lucrurile astea vechi, prin omul vechi în inima mea, eu n-am cum în duhul meu să fie liniște, să fie pace, să fie sfințire, curăție și eu să mă cobor în duhul meu, să închid ochii și mintea mea să mă cobor înaintea lui Dumnezeu și să spun, Doamne, da, într-adevăr, Tu ești Dumnezeu adevărat. Într-adevăr, toate lucrurile Tu le-ai creat, Tu le-ai făcut pentru noi, Tu ne-ai făcut pe noi. Într-adevăr, da, prin adevărul, prin cuvântul Tău, cunosc și știu cum să mă închin înaintea Ta. Vin înaintea Ta după voia Ta, după cuvântul Tău și stau înaintea Ta ca un om care n-am niciun merit.
închinători adevărați sunt ăștia, care se închină înaintea lui Dumnezeu în duh și în adevăr. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Da, Dumnezeu vrea lucrul acesta de la noi, să slujim lui Dumnezeu. Prea ne-am învățat, facem 10 rugăciuni, poate una dacă o ducem de mulțumire Domnului, dacă o mai aducem, dar cele mai multe rugăciuni, Doamne dă, Doamne fă, Doamne du-te acolo, Doamne mai dăm și asta, Doamne mai dăm și asta, mai schimbăm și asta, Doamne, Doamne. Nu știu dacă ați vrea să luați hotărârea aceasta, măcar în ziua de mâine, dacă să vă ascultați rugăciunea, să vedeți câte cerințe avem noi. Câteodată pui pe un frate sau o soră, poate ar fi bine să ne învățăm și pe linia aceasta, îl pui pe un frate, pe o soră, să aducă o rugăciune de mulțumire. Și eu am căzut în extrema asta. Începem iar, Doamne, ai milă de bolnavi, Doamne, ai milă de noi, Doamne, binecuvintează-ne. Dar frate, te-o pus să faci rugăciuni de mulțumire. Dacă stai la masă, câteodată și la masă, în puține cuvinte, că le spui Domnul, toți acolo spui, Doamne, am mâncarea asta în față, dar dă-mi și pe aia de mâine. Dacă Dumnezeu ți-a făcut atâtea lucruri, atâtea binefaceri, tot parcă avem tendința asta să-i spunem lui Dumnezeu, iar să-i cerem, iar să-i cerem. Dar hai să ne oprim în loc și chiar într-adevăr să-i slujim lui Dumnezeu cu mulțumirile noastre. Frați și surori, vreau să vă spun, eu simt lucrul acesta, lipsește mulțumirea în biserica Domnului de aici, din Manție. Lipsește lucrul acesta. Știți de ce vreau să vă spun? Pentru că noi, într-adevăr, cred că nu înțelegem ce înseamnă să slujim pe Dumnezeu. Că dacă nu înțelegem cum să slujim sau să slujim într-adevăr pe Dumnezeu, vreau să vă spun a doilea lucru și foarte important, noi va trebui să slujim pe frați. Noi trebuie să fim gata să slujim fraților. M-am pus întrebarea vis-a-vis de cuvântul lui Dumnezeu, care Dumnezeu îl vorbește prin omul lui Dumnezeu, evanghelistul, spune despre Domnul Iisus Hristos, la un moment dat că stă de vorbă cu ucenicii, cu cei din jurul lui și spune... Ori de câte ori ați fost în casa la un bolnav, ori de câte ori ați fost în temniță, ori de câte ori ați fost la un nevoiaș și ați făcut toate aceste lucruri, mie mi le-ați făcut. Și o să întrebi ei de la dreapta, Doamne, când ți le-am... Da, atunci când ați făcut lucrurile astea, mie mi le-ați făcut. Și ei de la stânga, care spune că Domnul ca un păstor îi va desparte oile de capre, deci ei de la stânga o să-i întrebi, dar când te-am văzut noi și n-am făcut lucrurile astea? Când că și noi eram gata să slujim ție, să facem ție toate lucrurile astea. Dacă noi nu știm să slujim, să ne închinăm lui Dumnezeu într-un mod deosebit, să slujim pe Dumnezeu, niciodată nu o să știm cum să slujim fraților. Niciodată nu o să fim gata să slujim fraților, că cea mai mare lucrare care vrea Dumnezeu de la noi, să slujim pe frați cu iertare. Vreau să vă spun lucrul acesta, e unul din lucrurile cele mai importante care noi trebuie să slujim fraților, este cu iertare. Noi, dacă am fi sinceri, să recunoaștem lucrul acesta, noi greșim foarte mult unii altora. Greșim că dacă nu ne sunăm unii pe alții, nu ne vizităm, e tot o greșeală. Dacă ar fi să fie frați supărăcioși, să vezi o câtă supărare în adunare. Dacă știi un loc de muncă, dacă ai putea să dai sau să faci un lucru, noi putem în foarte multe lucruri să ne ajutăm unii pe alții. Însă noi greșim unii față de alții, tocmai și prin aspectul acesta, că nu ne ajutăm unii pe alții. Noi greșim în foarte multe feluri, imediat cădem în extrema de a ne vorbi de rău. Am observat lucrul acesta, cât de ușor suntem noi și vulnerabili la ispita aceasta când gata-i. Ai fost prieten cu cineva, ce știu eu, te-ai vizitat cu cineva, la un moment dat a ieșit o vorbă, a ieșit ceva, o răceală un pic între tine și fratele tău, gata-i, l-ai lepădat. Gata-i, te-ai îndepărtat de el, nu vrei să mai auzi de el, poate ați auzit vorba aceasta cu păreri de rău, n-ar vrea să nu mai auziți și nici nu o spuneți niciodată. Îl iert, dar cu el nu m-am de-a face. Asta nu e iertare. Nu e iertare. Vreau să vă spun, dacă slujiți pe Dumnezeu, dacă slujim pe Domnul Iisus Hristos, noi trebuie să slujim cu iertare. Cu iertare pe frații noștri. Și câte alte lucruri putem face noi, fraților noștri. Sunt etapele acestea care noi creștem în mod deosebit. Da, dacă creștem în cuvântul lui Dumnezeu, cunoaștem pe Dumnezeu și voia lui Dumnezeu, vom ști și vom cunoaște cum să slujim lui Dumnezeu. Dacă într-adevăr slujim lui Dumnezeu, știm să slujim fraților. Spunea Ioan, de cealaltă parte, că s-ar prea putea să spunem că iubim pe Dumnezeu, dar pe fratele nostru care îl vedem, ce facem? Nu-l iubim și el vine și ne spune că suntem mincinoși, suntem fățarnici, trăim încă în întuneric. De ce? Pentru că pe Dumnezeu care nu-l vezi, spui că îl iubești. Îl iubești, da, unde-i Dumnezeu? Dacă ar fi aici în fața mea, l-aș întreba, da, Doamne, ce ai Tu nevoie ca eu să-ți dau? Cu ce aș putea eu să te ajut?
Însă Dumnezeu, împreună cu Iisus Hristos, prin Duhul Sfânt, e în fratele meu. Ioan 14. Cine mă iubește pe mine, cine mă iubește pe mine, eu îl iubesc pe el. Eu împreună cu Tatăl venim și locuim cu el. Ce har de la Dumnezeu minunat, ce bogat! De aceea Dumnezeu vrea să ne dea înțelepciune. Dumnezeu vrea să ne crească în mod deosebit pe linia aceasta ca să slujim fraților. M-am pus întrebare, cu aceasta vreau să închei. Putem spune că îl iubim pe Dumnezeu? Dacă eu nu-L cunosc pe Dumnezeu, nu cunosc cuvântul lui Dumnezeu, dacă cuvântul lui Dumnezeu nu m-a curățit, nu m-a sfințit, nu am lepădat prin cuvântul lui Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, omul vechi și poftele și toate lucrurile acestea care ne-au robit, ne-au ținut robi. Pot să spun eu că îl iubesc dacă eu nu-L slujesc pe Dumnezeu, că n-am cum să slujesc pe Dumnezeu în duș și în adevăr, n-am cum să slujesc fraților, de ce? Pentru că vreau să vă spun, sunt lucruri limitate pe care le fac și oamenii din afară. Dacă tu dai la fratele tău un dar și el îți dă un dar înapoi, știi ce spune Iisus Hristos? Nu fac așa și fățarnicii? Dacă tu, ce știu eu, te cheamă un frate la o masă și tu îl chemi înapoi la o masă, ce lucruri deosebit ai făcut tu? Ce slujbă mare deosebit ai făcut tu? Dacă în fratele tău, sau ce știu eu, oamenii din afară, când alții te judecă pe nedrept, te ponegresc pe nedrept, te apasă pe nedrept și tu atunci spui, da, sunt pregătit, da, sunt prelucrat, da, sunt crescut de cuvântul lui Dumnezeu și de Duhul lui Dumnezeu și Hristos care este în mine, nădejdea slavei, îl iubesc și îl iert pe fratele meu, sunt gata să-l iert. Sunt pregătit să-l iert. Da, sunt gata să-l iert, pentru că vreau să vă spun lucrul acesta. Într-o zi, Dumnezeu te îngăduie în ispită, Dumnezeu te duce în ispită, poate îmi spuneți că vorbesc greșit. De ce atunci în rugăciunea Tatăl nostru, Domnul Iisus Hristos spunea să ne rugăm înaintea lui Dumnezeu să nu ne... Cine să ne ducă? Dumnezeu! Și nu ne duce noi în ispită, ci păzește-ne de cel rău. De ce? Pentru că dacă tu ai face rugăciunea aceasta, cine ai spune aceste cuvinte lui Dumnezeu? Doamne, acum și aici, îndemnul fratelui Marian, sunt înaintea ta și dacă tu într-adevăr mă vei gădui în ispită, ce știu, într-o ceartă cu fratele meu, din câte mă știu eu în ultima perioadă, cam iute, cam așa aspru, eu nu cred că eu aș putea rezista, nu mă duce Doamne în ispită. Și Domnul spune, Petru, nu te duc în ispită. Dar al doilea pas care-i? Ce trebuie să faci? Tu stai așa înapoi. Tu dormi așa că după aia vine iar Domnul peste o lună, zice Petru, eu vreau să te îngădui în ispită, eu vreau să te duc în ispită, da? De ce? Pentru că într-o zi noi trebuie să dăm socoteală înaintea lui Dumnezeu. Spunea omul lui Dumnezeu că lucrarea fiecăruia va fi încercată, de fapt Domnul Iisus Hristos spunea lucrul acesta, va fi încercată în foc. Dacă lucrarea ta e din fân, din paie, din trestie, lucrarea ta va arde. Dacă viața ta e făcută doar așa, numai de amintiri, că am auzit un cuvânt, am auzit o predică, ne-am limitat doar aici și doar, apropo, când spunea un frate și am zis că o să vă spun lucrurile acestea. Poate e bine să le spunem duminică, că duminica e slăbiciunea aceasta. Am numărat, spunea un frate, frații din jurul meu, vreo 20 pe număr, niciunul n-avea Biblie la ei. Eu îmi pun o întrebare, voi aveți fiecare o Biblie personală? Cum faci tu să-L cunoști pe Iisus Hristos? Dacă n-ai o Biblie, dacă nu citești în Biblie, în cuvântul, să ai cuvântul, să citești cuvântul lui Dumnezeu, să stai de vorbă cu Dumnezeu, cum faci tu să-L cunoști pe Dumnezeu? Și ca atare e normal, acum eu nu vreau să bag pe toți într-o oală, dar de obicei când vii la adunare, dacă n-ai Biblie, nu-ți mai iei câte o notiție, n-asculți o predică, să fii foarte atent, e normal că te plimbi pe aici pe acolo, ieși afară, intri înapoi, e normal că stai de vorbă unii cu alții, eu câteodată când mă pun în spate acolo, rar mă pun sau rar îmi vine rândul și mie să mai stau copii, dar mă ispitesc foarte tare, știi că la capitolul ăsta slab, când vezi că frații stau de vorbă în timp ce se roagă frații și surorile. Când vezi că frații își dau ghioante, povestesc în timp ce frații predică, în timp ce, ce știu eu, să cântă, să face o lucrare pentru slava lui Dumnezeu, îmi pune întrebarea, ce slujbă facem noi, ce slujbă aducem noi înaintea lui Dumnezeu? Nu s-ar prea putea să împlinească cu noi cuvântul acela că unii vin în casa lui Dumnezeu și aduc jertfa nebunilor. Jertfa nebunilor e tocmai asta, e neascultare. Jertfa nebunilor e neascultarea. E
A nu-L băga pe Dumnezeu în seamă. A nu ține cont că asta e casa lui Dumnezeu. Că aici se coboară Dumnezeu prin Duhul Sfânt. Stă de vorbă cu noi prin cuvânt, prin darurile Duhului Sfânt, prin frații care ne vorbesc. Dumnezeu să ne binecuvinteze, frați și surori. Să avem o inimă bună, să avem o dragoste față de Dumnezeu. Să-L iubim pe Dumnezeu în toate lucrurile. Pentru că dacă noi nu creștem din cuvântul lui Dumnezeu, nu știm să-L slujim, nu putem să-L slujim fără de putere, fără de cuvântul lui Dumnezeu. Dacă noi nu-L slujim pe Dumnezeu, nu putem să-L iubim pe Dumnezeu. Nu poți să spui că-L iubești pe Dumnezeu. Nu îl mințim că-L iubim pe Dumnezeu. Pentru că noi, într-adevăr, eu am observat lucrul acesta, într-adevăr, soțul, soția, sau într-adevăr, patronul tău îl iubești, tocmai atunci, când tu înțelegi că nu toți sunt răi, nu toți îți vor bine, rău, nu toți te prigonesc. Că ți se pare la un moment dat, dacă tu vii, ce știu eu, de la birou și intri într-o fabrică sau intri pe un șantier și când te pune așa la treabă de jos, ți se pare că omul ăla te prigonește. Însă acolo așa se lucrează. Iisus Hristos ne-a chemat la împărăția lui Dumnezeu și nu e o prigoană. Că vine diavolul și te ispitește în anumite domenii, nu. Iisus Hristos biruiește în tine, biruiește în noi prin cuvânt, pentru că și El l-a biruit pe diavol. Dumnezeu să ne binecuvinteze, să ne dea o inimă bună, să slujim pe Domnul din toată inima și Dumnezeu să ne ajute să-L cunoaștem tot mai mult. Amin.